UPL vă recomandă Signal și Rancona. Am revenit în direct aici la Agricultura la Raport. Domn profesor, apropo de subiectul ăsta pe care l-au lansat ceilalți invitați, știu că faceți parte dintr-o cooperativă, Legume de Vidra. Cred că lucrul ăsta vă va îngreuna activitatea destul de mult ca și celorlalți fermieri. Da, sunt și eu îngrijorat. N-am știut că se vor cere atâtea date și că șoferul nostru, care e și producător, da, așa, cu mașina care depășește, bineînțeles, o tonă, mașini de 2 tone, de 3 tone, va fi catalogat drept agent de transport, că nu știu cum să-i spun altfel, operator de transport. Deci nu știu cum, noi avem 3 mașini de transport, dar vorbeam noi în pauză, în cazul în care se vor cere astfel de modificări și trebuie să te încadrezi, că n-ai ce să faci în legislație, totuși faptul că e o cooperativă aduce și avantaje. La noi nu s-ar pune problema decât angajării unui singur manager, un singur contabil, mă rog, cum îi ziceți acum, văd că îi spune Vlad, îi spune super contabil, probabil că te-ai gândit la unul care să pricepe. N-am zis eu super contabil. Așa? A, Claudia a zis? Eu a zis. Ai te-ai gândit tu că trebuie să știi foarte multe, nu? Și să se descurce. Aia m-a referit. Nu știu dacă e o funcție, dar m-am gândit eu unul cu mai multe... Păi o să introduci acum, din obie, ne credem sugestii. Da. În concluzie, pentru toată lumea, ești într-o formă asociativă, ai niște avantaje care îți vor facilita, să spunem, respectarea unei legislații sau unor reguli care ați întrebat dumneavoastră de ce s-or fi introdus. Eu mă gândesc, dar dacă n-am știut, acum am aflat și eu, dar e posibil să se fi gândit guvernanții noștri, deși mă mir când spun că s-au gândit, dar ăsta e termenul, așa că vor forța și mai mult asocierea. Că adevărul este că din punctul ăsta de vedere, noi pierdem enorm de mult. Enorm de mult pe piața internațională. Bun, dar credeți că ăsta va fi până la urmă rezultatul? Oamenii se vor asocia sau dimpotrivă vor renunța? Vor renunța. Păi până una alta, ăsta este un al doilea aspect care l-am constatat, și anume renunțarea unora, dar nu numai din cauza asta, da? Renunțarea unora la mai pune... Mai sunt și alte aspecte, o să le discutăm. Da, mai pune legume în solarii și se gândesc să cei tineri își caută alte servicii, iar cei mai în vârstă nici nu mai pot datorită vârstei. Și, de exemplu, marți am fost la un producător din Bazinul Vidra care a spus că nu mai cultivă legume în 23 și va pune în loc pomi. Acum noi știm că am văzut la prietenul nostru comun, Păunel, de unde este el acolo, am văzut că a pus viță de vie cu rezultate foarte bune. Bun, haideți că ați pomenit de domnul Păunel, el la telefon a dorit să intervină. Da, domnul Păunel, bună seara! Bună seara, domnul Chinea, dumneavoastră, colegilor mei din Uniunea Salvanță la Urmă, salut cu respect pe domnul academician, pe colegul meu Claudiu Breazu și, bineînțeles, și pe domnul Bujor și pe noul președinte OIPA, Vlad, cândva colegi. Am dorit să intervin și încep cu domnul academician, pentru că unul din aspectele pe care se urmărește prin aceste reglementări legislative este și acela de a ne determina să creăm aceste forme asociative viabile, cooperative, grupuri de producători, organizații de producători. Dar, tot pe subiectul ăsta aici,
Nu știu de ce, eu văd și puțin contentă către Casa de Comerț Unirea, pentru că ei vor fi achizitorii generali, noi să muncim, iar Samsarul cu acte Casa de Comerț Unirea să meargă puțin mai departe. Dar aș vrea să fac câteva precizări și sunt la sentimentul colegilor mei pe anumite aspecte, pe altele aș vrea să le clarific dacă îmi permite. Această nouă, să zicem, organizarea legilor pentru micul producător de legume, fructe, cartofi și așa mai departe, e-factura și e-transportul, este un subiect mult discutat de către noi și am făcut adrese către Ministerul Agriculturii, către Ministerul de Finanțe, către Guvernul României. Din păcate, răspunsurile nu, nici măcar nu au venit, nu că mi s-a răspuns într-un fel sau altul. Da, este o greșeală din partea autorităților, pentru că nu au informat din timp, nu au făcut o campanie de informare, de mediatizare, de conștientizare, de instruire a fermierilor care sunt organizați, APFA, IIF, SRL și așa mai departe, care începând cu data de 1 iulie au această obligativitate. E-factura și e-transport. În acest sens am avut chiar discuții telefonice și față în față cu câțiva reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și de curând am o discuție și vreau să spun puțin, am avut această discuție cu domnul secretar de stat, domnul Găman, care, părerea mea, că la această dată nu cunoaște legea. În sensul că îmi spunea, domnule, nu e pentru dumneavoastră, domnule, asta e pentru mărfurile care vin din import și așa mai departe, așa cum spuneau și colegii. I-am spus, domnule ministru, ori nu ați citit această lege, ori nu știți care este aplicabilitatea ei. Într-adevăr, e foarte bine să reglementăm sectorul legume fructe vis-a-vis de evaziunea fiscală care se face. De ce s-au făcut aceste legi? Se pare că în aceste domenii sunt domenii de risc. Importul de legume fructe, comerțul acestora și multe altele. Și se dorește, într-un fel sau altul, reglementarea pieței și ajutorarea fermierilor mici, mijlocii și așa mai departe de a intra într-o piață normală, într-o piață neconcurențială din partea anumitor importatori de legume fructe, anumitor comercianți de legume și fructe din piețele de groșii agroalimentare. Deci, la nivel de Ministerul Agriculturii, nu se știe ce prevede această lege. Da, și noi vom avea această obligativitate. Sunt total de acord cu e-factura și e-transportul, numai că am cerut domnului Găman și pe adresele pe care le-am făcut și sper să primim un răspuns, am cerut amânarea cu cel puțin 6 luni de zile pentru a ne instrui, pentru a ne educa, pentru a ști ce ne așteaptă și ce avem de făcut. Pentru că vă spun, din țară și din județul Olt, nici măcar la nivel de administrații financiare, nu știe nimeni să ne dea un răspuns clar și coerent vis-a-vis de ceea ce înseamnă această e-factura, e-transport. Acum vreau să contrazic puțin pe colegi anumite informații vis-a-vis de e-transport. Știm cu toții și mai ales unul din colegii noștri, cel puțin Claudiu, cam știe ce înseamnă partea asta de transporturi. Dacă trecem în orice stat din Uniunea Europeană ca idee, fiecare mașină are o sarcină utilă și o sarcină de marfă. Avem aceste dube de care vorbeau colegii mai devreme, sarcină utilă 3500 de kg. Aceste dube, ca idee, nu au obligativitatea de a avea manager de transport de, și așa mai departe. Vorbim 3500 de kg sarcină utilă. Nu, aici vă... Aici vă mașina, tot ce depășește 500 de kilograme, chiar dacă are o tonă, dacă are 500 de kilograme sarcină pe ea pus peste 500 de kilograme de marfă, ești obligat să faci lucrul ăsta. Pentru nu contează cât are tara mașinii sau cât este mașina. Claudiu, pentru mașinile care sunt destinate transportului, mașinile până în 3500 de kilograme sarcină utilă, nu au nevoie nici de manager, nu au nevoie de nimic. Vorbim aici masă total autorizată. Nu a fost nevoie să plătim nici facturile alea mari care erau eronate la gaz. La fel și acum asta. Ca și la gaze. Când vin facturile mari, nu trebuie să le plătim. N-am înțeles. Dar este așa, spune. Vorbim unul peste altul și ne auzim. Orice depășește 500 de kilograme, se va face rău transport și rău factură. E corect ce spune Claudiu. 500 de kilograme peste masa... Peste nu peste sarcină. Nu, nu, nu. 500 de kilograme marfă. Marfă. Nu contează că are 500 de kg mașina sau 10 tone. Nu.
pentru, și doar pentru operatori, doar pentru operatori. Haide să nu dezinformăm oameni. Doar chiar va juca, adică... Unel, nu dezinformăm, da. Citește în context că Claudiu are deschis netul și citește. Peste 500 de kilograme, 500 și un kilogram, ești obligat să faci e-transport. Ești obligat să faci factura. Lăsați-mă să-mi termin ideea și face e-transport. Dacă îmi permite, mai rămân în emisiune, dacă nu o să vă ascult în direct. Dacă îmi permite. Da. Deci, noi știm foarte bine că foarte mulți din fermieri au aceste tube de transport marfă, deci cei care pot fi conduse cu categoria B și au până în 3500 de kg sarcini utile, nu au obligativitatea de a avea mânețe de transport și așa mai departe. De a completa e-factura e-transportul. Dar cu toții că asta este obișnuință la români, că de-aia mă refeream puțin la Claudiu, că știe că acum e în afară. Dom'le, hai să lămurim lumea până la urmă de la ce capacitate să cere e-transport sau nu. Peste 3500 de kilograme. Nu, peste 500 de kilograme marfă, indiferent de mașină, ești obligat să faci e-transport. Te-a prins ISCTR-ul pe drum? Ia citește, domnul Breazu. Stați să citească, domnul Breazu. Dacă aveți, uitați, încă o dată, dacă aveți mașină de 3,5 tone, da, va trebui cod UTI dacă aduceți mai mult de 500 kilograme. Chiar dacă este deci peste 3,5 tone, Claudiu. Dacă aveți mașină sub 3,5 tone, mai mic de 3,5 tone, vă trebuie cod UIT dacă aduceți mai mult de 500 kg. Perfect. Evaluarea este mai mare de 10.000 de lei. Corect. Adică dacă, chiar dacă ai mașină de o tonă, da? Nu pentru firme, pentru producători, este dată nou comunicat de către Mega. Așa, din corect, lege. Te ascult. Așa? Continuă. Deci, chiar așa, cu toții ce veți pune mai mult de 500 kg pe mașini, va fi de declarat codul UTI. UIT. Corect, dar nu am obligativitatea de a avea manager de transport și așa mai departe. Nu confunda e-factura cu e-transport, te rog. Sunt amândouă împreună, nu poți să lucrezi una fără alta, nu te primește în sistem. Deci orice supermarket, dacă n-ai e-facturare, e-transport, nu te primește. Păi, acum vreau să intrăm în comerțul civilizat. Dacă intrăm în comerțul civilizat, ca idee, înseamnă că suntem un PFA, o cooperativă, un IUSL și așa mai departe, trebuie să respectăm legislația națională în vigoare și este în favoarea noastră. Numai că spuneam mai devreme că noi nu am fost pregătiți, nu am fost informați, nu am fost educați pentru ceea ce ne așteaptă. Aceste lucruri se întâmplă în toată Europa, în toată lumea. Numai că aceste legi au apărut, cum se spune în România, noaptea ca hoții, cu toate că noi am încercat să contactăm Ministrul de Finanțe, Ministerul Agriculturii și așa mai departe și toate autoritățile, am făcut adrese, nimeni, nici măcar nu ne-a răspuns, domnul Ghinea, la solicitarea noastră, pentru că, cum știți și dumneavoastră, avem în România foarte mulți beneficiari de fonduri europene, pentru a accesa fonduri europene și așa mai departe, trebuie să te organizezi ca minim PFA și așa mai departe. Ei sunt o producători agricoli. Și bun, domnul Păunel, pentru cei care sunt imparțiali, neutri, da, e o lege bună sau nu-i bună? Da, este foarte bună, numai că un răgaz pentru producătorii agricoli de minim 6 luni, așa cum am solicitat, este imperios necesar pentru a ne pregăti, pentru a ne informa, pentru a ne educa, pentru a intra într-o normalitate. Pentru că, de ce sunt aceste legume și fructe și alte produse cu risc de evaziune fiscală introduse în e-transport și e-factura? Pentru că tot noi ne voietăm că intră din import fără factura, da, că intră mai ieftin, iau dat salții și noi justificăm și așa mai departe. Cred că n-ai auzit ce a zis Claudiu, care sunt în tranzit în România, intră cu tirul plin de legume, Dumnezeu știe pe unde îl descarcă și nu mai urmărește nimeni. Pe mine că plec din curte către market, mă oprește la port. Această lege va fi urmărit. Asta nu înțelegem noi. Ce nu înțeleg? Adică nu înțelege nimeni decât tu ai înțeles. Care intermediază țara va fi urmărit. Nu are obligativitate. Deci nu are obligativitate cel care tranzitează. Tot ce înseamnă comerț cu legume și fructe, că e producător agricol, că este importator, că este distribuitor, că este samsar, trebuie să completeze aceste documente. Aceste documente sunt acordate direct la site-ul ANAF și la Ministerul Transportului, se împerechează și peste o lună, două sau trei, sau direct, ele trebuie să, atât cât a intrat, atât impozit trebuie să plătească.
Ziceți, domnul Breazu, da, spuneți. Ori nu vi s-a adus la cunoștință că sunteți și colegul meu și nu am discutat, îmi pare rău niciodată. Trebuie să înțelegeți, orice tranzitează țara, orice tranzitează țara nu are obligativitate să înscrie în RO factura RO transport, să vă spun de ce, că nu v-a spus aici. Se tranzitează țara din Ucraina, nu confundați. Păi nu, că tocmai aia este problema, că ei zic că tranzitează țara, intră și rămâne în depozitele noastre. Ucraina nu vinde legume, hai să nu ne băgăm în țară, spărăm noi pe mari latitudini. Ce treabă avem cu Ucraina? Vorbim de Turcia, Macedonia, de alte țări. Turcia, Macedonia nu are voie să intre în România fără factura, fără transport scurt. Băi nu, că spune că merge Republica Moldova, cum a mers până acum pe filială, da, 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 și doar da, știți că a în România trebuie să aibă documente, factura e transport. Nu e obligatoriu dacă hai merge în Republica Moldova, să nu uitați ce vă spun. Așteptăm în emisiune, că nu, pare rău că nu sunteți puțin cu toții la curent cu legislația, îmi pare rău, dar asta e. Păi n-avem curent toți, ne scuze acum, dacă la noi se mai întrerupe curent. Da, bine, dacă dumneavoastră credeți... Vreau să vă spun că dintr-o dată vă văd un mare apărător al PFAIF care spuneați că cine le dă ăsta documente și așa mai departe și acum sunt apărător atestatului de producător. Domnul Păunel, suntem de acord cu impozitarea, funcționăm. Eu v-am spus că fiecare producător care a reușit să-și ia o mașină să intre singur în supermarket este obligat să aplice legislația de care funcționează operatorii. Este foarte corect. Păi asta v-am spus. Așa se întâmplă și în Europa. Numai că nouă dar eu nu mă vai de lucrul ăsta. Eu spun că micii producători vor pieri, să vor transforma din nou în evazioniști. Ei se vor conforma, numai că trebuie să fie informați. Deci eu mă vai că de două luni... Suntem informați suficient. Deci eu mă vai că din cont să ne fie... Haideți ca să... Degeaba, discutăm și alte lucruri. Am o rugăminte, domnul Ovidiu. Haideți să vă spun ceva, numai un pic. Da, să-l auzim și pe domnul Breazu. Dintre toți aici, eu livrez de 8 ani de zile la hipermarket. Așa, domnul Breaz. Deci eu în 8 ani de zile nu mi-a fost mai greu ca astea ultimile două luni. Luna lui octombrie am renunțat să mai livrez, frate. Și noi la fel. M-am dus în piața liberă că n-am mai putut. Și în piața liberă ce e greu de înțeles? Unde să fie la fel? Că atestatele de producător nu vor fi niciodată sub jurisdicție. Atestatele de producători ca idee sunt singurele documente din România emise de Imprimeria Națională și sunt fiscalizate din momentul eliberărilor, din momentul tipăririlor. Ele sunt emise de către Ministerul de Finanțe și de către Trezoria Statului. Dacă nu știți, au și un timp rusec, poate vă spune domnul Vlad că știe mai bine. Așa este ce vă spun, aveți mare dreptate, dar tot cu ele se fac cele mai mari evaziuni fiscale. Ești tocmai așa, trebuie să le eliminăm, pentru că acest șansac din piața noastră luau... Și cum, punându-ne nouă cei colecții în spate, numai prostii? Păunel, ce definești tu samsari? Intră în categoria lor și definește. Poftim? Care sunt samsari? Eu nu știu lucrul ăsta. Organizația de producători. Samsari. Noi vorbim acum de formele organizate și de micul producător care s-a fiscalizat și și-a făcut o societate și livrează în market. Despre asta vorbim. Că l-a îngreunat cu documentație ca pe un transportator mare. Domnul Vlad, persoana care s-a fiscalizat și vinde în piață, vinde către retail, vinde către magazin sau într-un magazin, aceasta este o persoană care a intrat în normalitate și respectă legislația națională vigoare. Dar eu am spus lucrul ăsta. Ți-am spus că procedura de hârtie este la fel și pentru ăla de 100 de tone și pentru ăla de 1 milion de tone. Nu este așa, domnul Vlad. Nu este așa. Nu este așa, domnul Vlad. Vorbim de samsarii care cumpără de la... Eu nu vorbesc de samsari. Eu n-am treabă cu samsari. Eu sunt formă organizată și nu vorbesc de samsari. Fără a fi fiscalizat, domnul Vlad. Haideți numai... Eu știu pe cine apărați dumneavoastră, dar n-are rost să intrăm în polemică de această dată. Samsari... Păi Vlad Țepeș pe cine apărat? Pe turci. Da, nu îi apăr pe niciun turc. Dumneavoastră îi apărați pe turci, pentru că prin acest samsar care vând nefiscalizat în România, mă distrugeți pe mine ca producător agricol și încă 3 milioane... Noi discutăm situația noastră a celor care ne-am fiscalizat, da, nu discutăm alții. Producători, noi trebuie să vindem, iar cei care revând de la noi trebuie să vândă pe documente fiscalizate, să aibă casă... Dar nu e treaba noastră, eu ca greunare de activitate mi-am îngreunat activitatea. Bun, domnule, dar omul ăla simplu, domnul Păunel, iertați-mă un pic, ăla ce domnul Păunel, iertați-mă o secundă. Domnul Păunel, vorbesc și eu, da? Vă rog. Ce înțelege simplu cetățean care se uită acum la televizor? Cine are dreptate, Păunel sau Vlad?
discerne fiecare, cum a spus și un astfel. Păi discerne, dar dacă unul spune da și altul ba, ce să mai înțeleagă? Fiecare pare așa că are dreptate în felul lui. Dar eu nu vreau să îmi dea dreptate. Nu-i vorba, domne, dar ne gândim că spuneți că vă aplicați asupra lor, vă interesează. Pe organizația, da? Acum, domnul Păunel, îl poți să asculți, te rog. Am o întâmpinare, am vorbit cu actualul ministru de la Finanțe, mi-a dat un om de contact, lucrez la un document inclusiv cu Cristi Rusu, vis-a-vis de e-transport, ca să știi. Că organizația nu stă degeaba vis-a-vis de aspectul ăsta. Chiar dacă suntem organizație de producători sau cooperativă, formularistica și documentele sunt valabile indiferent de câtă cantitate pui în piață. Un al doilea aspect vis-a-vis de ambalaje și etichetă, și aici nu ascund absolut nimic, am lucrat, i-am spus și am comunicat cu domnul Emil Dumitru, s-a pus o schemă de ajutor de stat, pe 10 s-a introdus în Camera Deputaților Senat pentru a veni în contextul a plăti ambalaj, etichetă, sunt undeva la 100.000 pentru primii 3 ani la cooperative și organizații și 300.000 pentru următorii ani de contracost, ce înseamnă transport, etichetă și alte de lucruri. Dar este schemă de ajutor introdusă pe 10 de către Emil Dumitru, discutată cu mine. 100.000, indiferent de când a fost înființată organizația? Da. Adică avem și alte lucruri. Adică vă spun că organizația nu în contextul ăsta. Am luat legătura cu Ministerul de Finanțe în contextul a e-transport și e-facturare. Avem documentație, urmează săptămâna viitoare să ducem câteva îmbunătățiri. Dar dacă nu înțelege... Dacă tot ați deschis vorba, spuneți că sunt domnul Emil Dumitru vis-a-vis de această, adică, indiferent de când a fost. Este demers făcut de Dumnezeu să odinească domnul Tănase de acum un an. Da. Domnul Tănase și dumneavoastră ca idee aveți niște demersuri de astea de vreo 7-8-10 ani de zile. Eu vă întreb concret pe această schemă de ajutor în Camera Deputaților de domnul Emil Dumitru. Ce aport ați avut și de când? Din ce perioadă? Atât vă întreb, dacă sunteți sincer. Deci, de anul trecut, făcută de domnul Tănase, a fost dat în discuție, domnul Emil Dumitru m-a consultat, i-am dat, sunt de acord, să-i dea drumul în forma care este, că ea va suferi modificări pe tot parcursul. Eu vă pot spune că am lucrat cu câțiva colegi din Uniune și o să le dau și numele când e cazul. De Uniunea Europeană sau de unde colegi? Și această lege, cu la inițiativa dânsului și cu aportul membrilor din Uniunea Salvând Țăranul Român, am adus amendamentele și modificările necesare. Nu ați avut niciun aport și nu mai mintiți pe colegi. Să vă spun ce aport ați avut. Păi n-a fost de mine, a fost generată de domnul Tănase, să spună Bujor. A fost, doamne. Stați că a apărut și domnul Bujor, acum înțeleg că dumnealui. Domnule, la noi e chestie. Inițiativa a fost, am spus-o de fiecare dată. Domnul Tănase a pus. Aici, de fapt, problema e cine a venit cu inițiativa, nu dacă se întâmplă sau nu. Nu, dar e tipic românesc. Acum, dacă era o chestie negativă, nimeni nu și-o asuma așa, da. Toată lumea, baia mea, nu? Păi stai, că și eu am fost acolo. Domnul Tănase cu Bujor de acum. Și dumneavoastră ați preluat-o. Corect. Da, așa este. Iar pe 10 m-a sunat domnul... Dar ce v-a trebuit un an și ceva să preluați asta? Domnul Ovin. Păi nu a rămas să... Pe 10 m-a sunat domnul Emil Dumitru și a zis, nu vrei să te uiți un pic pe aia, Emile, dă-i drumul în forma în care ai gândit-o, că este în avantajul producătorului. Da, și eu pot să confirm că mi-ați trimis și mie pe WhatsApp. Așa este. Dar nu că am făcut-o eu, asta am înțeles eu. Bun, haideți că... Cine este de apreciat, domnul Ghine, aici este de apreciat domnul Emil Dumitru, că s-a plecat vis-a-vis de cerere formelor asociative din sectorul legume-fructe. Nu că domnul Tănase, că domnul Vlad și așa mai departe. Niciunul nu avea niciun merit. Meritul momentan și final va fi al domnului Emil Dumitru dacă va reuși să-i convingă pe colegii lui deputați, senatori... Păi nu zici că Uniunea a salvat țăranul român, a făcut totul. Poftim? Hai că vă mai certați și în particular. Dar nu ne certăm. Vă mai ciun dăniți atunci, nu vă certați. Dar eu am spus că nu am făcut-o. Deci bun, hai că trebuie să iau publicitate. Cred că domnul Bujor a vorbit acolo, care a contribuit foarte mult la dezvoltarea legumiculturii românești și a Uniunii Salvând Țăranul Român. Chiar îi mulțumesc. Să zic cineva care într-adevăr recunoaște meritele domnului Bujor. Bun, pauză și ne întoarcem. Natupol, polenizare naturală. Soluții personalizate pentru fiecare tip de spațiu protejat.